Serviciile de securitate ruse au anunțat că au confiscat câteva zeci de kilograme de explozibili proveniți din Ucraina ascunse în icoane. Explozibilii ar fi tranzitat mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care și România. Asta susțin agenții FSB. Explozibilii au fost confiscați în timpul unei inspecții a unui transport de icoane și obiecte religioase la granița dintre Rusia și Letonia. În total au fost confiscate 27 de dispozitive explozive improvizate, 70 de kilograme de explozibili industriali de mare putere, și 91 de detonatoare electrice și componente ale unui aruncător de grenade.